de despute. Da, nu. Da. Spuneți-ne ție, care mai este situația la Arhiul din Făgăraș? Ce s-a întâmplat acolo? Ce decizii s-a luat? Da, eu mă bucur de deschiderea domnului ministru, pentru că astăzi a decis să vină la Brașov să vadă realitatea din teren. Astăzi am discutat și situația spitalului din Făgăraș. Ordinul s-a schimbat, spitalul din Făgăraș a fost scos de pe ordin, a rămas doar centrul de dializă, de fapt au rămas toate centrele de dializă din județul Brașov, iar fiecare centru de dializă își tratează pacienții fiecărui centru. Indiferent că ei sunt, vor fi sau sunt depistați pozitiv sau negativ, ei vor fi tratați. Fiecare centru trebuie să-și facă circuitele, fiecare centru trebuie să se pregătească pentru pacienții fiecărui centru. Cum ați reușit să-l convingeți să vă scoate pe listă? Nu neapărat eu l-am convins astăzi în această ședință. Domnul ministru și-a luat toate informațiile corecte din județul Brașov și în urma analizei, domnul ministru astăzi a decis că alte spitale să intre ca spitale suport COVID, doar centrele de dializă din județul Brașov să rămână fiecare pentru pacienții fiecărui centru. De ce nu voia comunitatea din Făgăraș pacienți COVID? Nu este bună întrebarea. De fapt, nu ăsta a fost mesajul comunității din Făgăraș. Mesajul comunității din Făgăraș a fost așa. Dacă există un pacient pozitiv în țara Făgărașului, spitalul din Făgăraș să trateze acei, deci acei pacienți din afara țării Făgăraș. Corect. Acum a spus întrebarea corectă. Acum a spus întrebarea corectă. Nu voia să fie transferanți pacienți pozitivi în țara Făgărașului, datorită faptului că până în momentul de față, cu toate testele făcute, nu s-a depistat niciun pacient pozitiv în țara Făgărașului. Acesta a fost simplul motiv, nu există motiv de egoism, nu există motiv de nesolidaritate, ci este un motiv de a nu dispersa acest virus într-o zonă unde, până în momentul de față, nu este niciun pacient depistat pozitiv. În cazul în care va fi găsit un pacient pozitiv în țara Făgărașului, va fi la Brașov sau va fi tratat acolo? Nu, spitalul va trata acest pacient, iar în funcție de gravitatea pacientului, va fi transferat la spitalele unde sunt pregătite și unde sunt desemnate conform protocoalelor și ordinelor de ministru.